aduc aminte de ultima dată când am fost aici la dumneavoastră, l-am pus aici, am avut un fel de recital, unde era foarte, foarte multă lume. Am o amintire foarte plăcută și mai ales legat de dumneavoastră. Acum, nu știu câți de dumneavoastră ați fost atunci la acel recital, dar astăzi ne-am hotărât cu două săptămâni înainte că jucând la Timișoara, unde am avut al miilea spectacol cu această piesă, gândiți-vă că de 6 ani de zile jucăm această piesă, nu numai în România. Acolo, în România, trebuie să spun că aseară la Timișoara am jucat pentru a 21-a oară. La Cluj am jucat de 20 de ori, la Turnu Severin, la Ploiești, la Pitești, la Craiova. Unde n-am jucat? La Satul Mare, la Constanța. Am jucat peste tot această piesă și dacă dumneavoastră m-ați întrebat, dar nu mă întrebați, dar eu vă spun, nu ne-a venit să credem că atunci când am avut acum 6 stagiuni, am spus nu ani, stagiuni, pentru că o stagiune de teatru înseamnă spectacole care se joacă din sfârșitul lui septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, ca după aceea toate sălile, în general, toate sălile de teatru, și nu numai în general, în special, toate sălile de teatru se închid. Pentru că o piesă cum e asta noastră, sau cum sunt și alte spectacole, nu prea se joacă în vară. Deci iunie, iulie, august, septembrie, nu prea sunt spectacole. Și de asta vă spun că și pentru noi este incredibil că noi jucăm această piesă deja de 6 stagiuni, deci de 6 ani, și avem atâtea spectacole. Gândiți-vă dumneavoastră ce vă spun eu acum. Gândiți-vă că în afară de România, unde nu știu o localitate unde să nu fi jucat, am avut reprezentația asta la Bruxelles, la Chișinău de 8 ori, la Paris de 6 ori, la Toronto, la Montreal. Unde n-am jucat? Vă dau cuvântul meu de onoare că ultima dată când am jucat la Londra, neavând sală, mi-au primit la ambasada României, unde au organizat în așa fel, sau au aranjat decorul și tot ce trebuia, în sala ambasadei, unde bineînțeles că n-au intrat decât 100 de persoane, ceea ce a fost o tragedie pentru cei care au rămas afară, și eu care sunt așa cum sunt și că pentru mine, dumneavoastră sunteți ținta, dumneavoastră sunteți pulsul, dumneavoastră sunteți oglinda noastră actorilor, a mea în orice caz. Vă dați seama că la sfârșitul spectacolului am ieșit și afară erau vreo 300 de persoane care n-au reușit să vadă piesa și atunci i-am introdus în sală și am început să le povestesc eu fel și fel. Am recitat, am povestit ca să fie oamenii mulțumiți că s-au întâlnit cu mine. Astăzi seară, vă rog să închideți telefonul mobil, că din cauza asta am intrat. Așa, bravo. Dumneavoastră, care ați văzut spectacolul și ați mai avut probabil musafiri aici, trebuie să înțelegeți de ce am intrat eu înainte de a juca această piesă în fața dumneavoastră. Am intrat dintr-un singur motiv. Și anume că ne deranjează telefoanele mobile. Vorbesc tare ca să înțeleagă toată lumea și să faceți exact ceea ce s-a întâmplat la Cluj, la Timișoara, la Iași. Toți cei care au auzit că eu rog să se închidă telefoanele mobile pentru 2 ore până când se termină acest spectacol, de ce? Pentru că ne deranjează. În momentul în care noi jucăm o piesă și se creează o relație între cei doi, și nu numai noi, toți colegii mei care joacă teatru sau care cântă la instrumente sau care dansează sau care sunt cântăreți de muzică ușoară, de muzică de operă sau muzică populară, sunt nebuniți din cauza telefoanelor mobile. Am să vă spun un secret. Nu e un secret. E un fapt adevărat. În Ungaria, în Polonia, în Spania, în Italia, în Cehia, oriunde au apărut niște aparate care în momentul în care tu intri cu mobilul, cu telefonul mobil, el se blochează. Se blochează de la intrare.
fără să faci nimic. Așa e aparatul acolo. La noi încă n-a apărut acest aparat. Și atunci eu trebuie să vă spun și vreau să ascultați asta, pentru că îmi place să vă spun, de câte ori am jucat acum un an și jumătate, 2, 3, 4, această piesă, suna telefonul mobil. Și eu, ca să salvez situația, pentru că de aia sunt actor și nu sunt hindier, am zis, domnule, partenerii mele care se făceau albă la față, îi spuneam, știi, sună un telefon de aici, în principiu, ca să salvez situația, pentru că toată lumea se uită acolo unde sună telefonul mobil. Până într-o zi, când am jucat, de credeți, într-un oraș care numai când îi pronunț numele mă apucă durerea de mațe. Constanța. Fraților, dragilor, domnilor, doamnelor, domnule primar Aniței Nicolae, Puștiule, tu care m-ai primit și data trecută, să vă dea Dumnezeu sănătate, iar vrea să domn primar astăzi, asta e o paranteză, în momentul în care, bravo, v-ați ridicat pe picioare, vă aplaudăm. În care să nu fie că suntem pline, în care nu mai chemat stați-vă. Și vreau să vă spun, nu că știu că vreți să-mi spuneți ceva și în sacoșa aceea probabil că e ceva pentru Florin Pierții, prietenul dumneavoastră, de acum 100 de ani. Domnule, nici nu vine să cred, vă rog frumos, acum chiar să nu aplaudați, că după aceea vă spun cu Constanța, că de fapt eu aș vrea să vorbesc cu dumneavoastră, nu să mai jucăm și viețile. Cea mai bună chestie ar fi să povestim, cam atâtea să vă spun. Trebuie să vă spun, domnule primar, că amintirea mea a rămas foarte frumoasă când dumneavoastră, după spectacol, m-ați invitat acasă și m-am cunoscut soția, sunteți cu soția acum, foarte bine faceți, pentru că la Constanța. Sună telefonul mobil în rândul întâi. Când, la sfârșitul acestei piese, pe care o să o vedeți, și la sfârșitul acestei piese, apare moral. Adică, dumneavoastră ghiciți sau vă dați seama cine este Juliet, care o joacă Medea Marinescu, despre care am să vă vorbesc, și cine este Pierre, personajul pe care îl joc eu. Eu nu mă mir că piesa are succes, pentru că nouă, după atâtea spectacole, sute și sute, tot o iubim, tot ne curăm cum putem să vă prezentăm dumneavoastră. Deci, la Constanța, la finalul piesei, cel mai important moment din piesă, când ea vorbește și eu stau și ascult și nu vine să cred tot ce s-a petrecut, telefonul sună și deșteptul ăla din rândul când răspunde. Adică el avea chef să vorbească. Se zice alo și în momentul ăla, eu, care n-am făcut până atunci așa ceva, m-am apropiat de marginea scenei și am spus, dă-mă telefonul. Ăla siderat, întinde telefonul, eu îl iau, îl pun la ureche, zic alo, și în momentul acela o voce blondă din moldovean. Spune, dacă și ne vorbesc. Florin Pierzi. Florin Pierzi! Și ce faceți acolo? Zic, și julez bărzoriul. Da, vorbesc în stilul meu. Și ea zice, dar eu vreau să vorbesc cu soțul meu. Zic, soțul din Italia e aici, în rândul întâi. Și vă dau și o veste bună, nu-i singur. Adică un ieri lângă el. Zice, nu se poate. Zic, ba, se poate. Zice, dar pe mine nici nu m-o luat. Zic, doamna asta nu știu, dar trebuie să continuăm piesa. I-am dat, nu mai spun că doamna a început să spună, nu, veniți la noi, că am sarmale făcute, auzi, i-am dat de sarmale făcute, lase piesa. Trebuie să spun că i-am dat telefonul înapoi. Mi-a cerut scuze, mă rog, era târziu. Am continuat spectacolul cum am putut noi, l-am reluat puțin, ca să înțeleagă lumea despre ce e vorba, pentru că spectatorii știu.
Și-au dat seama că toată chestia asta nu era regizată, ci că s-a întâmplat așa. Și se termină spectacolul, plecăm noi triști la București. Când ajung la București, îi dau telefon maestrului Beliga. Zic, uitați, maestre, și povestesc ce v-am povestit dumneavoastră. La care el zice, frăunelule, care chestia, părerea mea este să ieși în fața publicului și să spui, închideți dracului telefonul. Maestre, e ușor de spus, dar mie mi-a neplăcut că eu joc un rol în piesa asta. Na, lasă, te cunoaște lumea. Zic, mă cunoaște, dar de ce nu faceți dumneavoastră așa? E, nu, la vârsta mea nu. Dar eu când sună telefonul mobil, ies afară în culise, stau vreo 5 minute acolo și reintru și reiau de unde am rămas. Dom'le, am stat, eu m-am gândit, mi-aduc aminte atunci că... Mi-aduc aminte că începusem o altă piesă cu domnul Grigan, asta vă spun repede, că trebuie să vă amuzați. Și el mi-a spus, zice, Florinel, ar trebui să iei niște pastile. Vă rog să mă iertați, doamnelor, eu sunt un om care nu pot să-mi permit să vorbesc prostii și nici n-am să vorbesc vreodată, nici la televizor, nici nicăieri. Dar m-am gândit, zic, Beligan, ia pastile, să împingă vagoane. Zic, nu se poate. Zic, maestre, eu n-am nevoie de pastile, am o vârstă, dar, zice, nu înțeleg, e vorba de memorie. Zic, da, dar eu cu memoria stau bine. Zice, dar știu, dar uite, eu iau pastile. Una dimineață, una seara și mi-aduc aminte și cum eram îmbrăcat în școală. Bine, maestre, s-o cumperi de la Paris. Ai pe cineva la Paris? Zic, maestre, am, cunosc personal. De acolo s-o iei. Cum am ieșit de la domnul Beligan, pentru că în viața mea, vă spun sincer, nimic nu e plăcut, mă întâlnesc cu o doamnă, Cornelia. Cornelia Grosu. Zic, să rămân la Cornelia. Florin, ce faci? Zic, vin de la maestru Beliga. Eu fac o piesă, joc, știu piesa Străinii Noapte. Zic, da, dar vreau să-ți spun, tu ce faci? Zic, mă duc, am un concert de pian la Paris. Zic, asta e persoana. Zic, Cornelia, cumpe și mie niște o pastilă, niște medicamente de-astea pentru memorie. Zic, cum să nu? Zic, bine, cum se cheamă? Mai unde n-ai vrea să știu cum se cheamă? Și dau telefon maestrului Beligan. Zic, alo? Ce-i, Florin? Zic, uitați, m-am întâlnit cu cineva care pleacă la Paris și ar putea să-mi cumpere ce mi-a spus dumneavoastră. Cum se cheamă medicamentul ăla de memorie care îl luați și spuneți că face minuni? Ce nu mi-aduc aminte. Nu și aduce aminte ce să mă duce. Lasă, Cornelia, nu mai trebuie nicio pastilă de care și așa mai departe. Deci, din clipa aceea, mi-am dat seama că nu am nevoie de așa ceva. Și v-am povestit asta ca o paranteză legată de spectacolul nostru, pentru că, pe marea noastră surpriză, după ce am jucat vreo 20-25 de spectacole într-o sală care se numește Arcup, din București, vis-a-vis de ambasada americană, am avut premiera oficială la Opera Națională. V-am spus asta pentru ce? Pentru că eu nu știam, pentru că domnul Beligan nu mi-a spus, că l-a invitat de la Paris pe autorul acestei piese, care se numește Eric Asu. Eu n-am știut. La final, când a fost succes clar și lumea aplauda în picioare și era minunat ce se petrece, domnul Beligan îmi spune, autorul piesii a fost invitat de mine în rândul 3. Eu atunci am spus o replică, nu prea vorbesc în felul ăsta, dar am spus publicului, bine că n-am știut că autorul piesii în sale, că făceam pipi pe mine. Trebuie să vă spun că el, autorul, s-a ridicat, a venit pe scenă și a spus așa, văzând spectacolul românilor, mi-am rescris piesa. Pentru noi a fost un mare compliment și din clipa aceea recunosc și îmi face plăcere să spun că de asta sunt interpretul acestei piese împreună cu Medea. Trebuie să vă spun că am jucat-o cu o plăcere extraordinară și oriunde ne-am dus am avut sălile pline. Dacă erați aseară la Timișoara, iarăși o paranteză, nu vă venea să credeți.
au fost cel puțin 150-200 de oameni care nu au putut intra, că nu au mai găsit biletul. Și jucam pentru a 21-a oară, aseară, la Timișoara. Acum vă mai spun ceva despre mine, că eu sunt vărsător. Și ăștia se laudă de adevărat, care sunteți vărsători, ia uitați-vă dumneavoastră, să vă dați seama că vă iubiți de nu-i adevărat. La mine, dacă veniți, și abia aștept, dar nu veniți toți deodată, nu am unde să vă primesc, dacă veniți la mine acasă, toți pereții sprim numai cu poze, cu mine. Eu ca Ceaușescu, ele pe 26, eu pe 27. Deci tot vânsători, tot așa, cultul personalității. Bine, eu acum mă joc cu dumneavoastră, dar trebuie să vă spun neapărat și ce. Că am venit aici, jucăm această piesă și acum vă dau vestea asta cam penibilă, pentru că eu nici nu știu ce înseamnă asta. Jur că spun adevărat. Nu fac cruce ca să nu ziceți că tot timpul mă jur că să știți că sunt creștin și că eu nici nu vine să cred ce se va întâmpla. De 24 v-am invitat la Timișoara. De 24 noiembrie sunt făcut doctor honoris causa Universității de Vest și eu apar. Cred că nici dumneavoastră nu știți bine ce e asta, doctor și onoris și cauza. Aseară am avut surpriza să găsesc și niște tăieturi aduse de prietenii mei din Timișoara, din ziare care anunță acest eveniment, care mă emoționează și, cum să spun, am așa o senzație ciudată, pentru că trebuie să aleg pe cine invit eu, că trebuie să invit 7 persoane, care să mă laude, așa se cheamă, laudație. O să vină un tâmpit să spună, e un bou ăsta. Nu-l facem doctor honoris causa, pentru că știe despre ce-i bun. Ori trebuie să vă spun că dumneavoastră sunteți primii care aflați această știre, pe care n-am să vorbesc multe ieri, și după ce o să termine alegerile, o să apar și eu la televizor și am să spun, prima mea ieșire public a fost în orășelul sau orașul Curtici, unde am spus că sunt închide telefonul. Unde am spus prima dată că o să fi, trebuie să strig mai tare, închideți, vă rog, în clipa asta, băgați mâna în buzunar, unde aveți, închiloți, puteți-le, opriți telefonul mobil, pentru că după aceea ne spuneți, noi în clipa când începem să jucăm și auzim un telefon mobil, ne blocăm. Pentru că știm că atenția dumneavoastră nu mai e la noi, e și la telefonul care sună. Am rugat și vă rog să faceți în așa fel, încât să demonstrați că nu numai la Timișoara, la Constanța, la Iași sau la Cluj, oamenii închid telefoanele din clipa care intră într-o sală de spectacol. Și acum, legat de faptul că jucăm această piesă de atâtea ori, avem bucuria să fim aici. Eu nici n-am de gând să plec. Nu să rămân toată viața, dar să mai rămân aici la dumneavoastră, pentru că, de ce să nu spun adevărul, poate că primărea asta nu știe, dar dumneavoastră mi-a spus, mai rămâi că îți dăm ceva de mâncare. Eu nu vreau să-mi dați de mâncare, că și așa, vârsta asta nenorocită, unii mănâncă de sparg și parcă slăbesc pe zi ce trece și am alții care mănâncă și s-au făcut ca butoaie de nu-i mai recunoști. Mă întâlnesc cu prietenii mei, chiar mai tineri, și băieții nici nu mai poartă curele, poartă numai bretele, pentru că burta e mult prea mare. Dar adevărul este că eu vă doresc să mâncați, că doar cu atâta cu mâncatul, cu dormitul și cu încă ceva. Bă, nu te râde, mă, că și la tine e vorba. El râde pentru că știe că nu mai poate. Eu nu cred, pentru că la vârsta ta împingeam vagoane de mii adevărat. Ce am vrut să vă spun? Că vă spun că sunt la dumneavoastră
și că o să vedeți acest spectacol. Mă laud cu faptul că am avut ideea excepțională în fața domnului Beligan și nu numai în fața dumnealui, ca să spun că vreau să joc, acum deja 4 stagiuni, să joc cu Medea Marinescu, pe care o cunosc de când era fetiță și făcea filmul Maria Mirabela. Ea, între timp, a făcut instituturi de teatru, a jucat în filme, a jucat în piese și, într-o bună zi, i-am spus, nu vrei să joci rolul din Străinii Noapte? S-a bucurat foarte tare, a repetat cu mine excepțional și astă seară o să aveți prilejul să o vedeți, să o ascultați și, la urmă, să o și aplaudați. Asta am spus, vă mulțumesc mult că m-ați ascultat, dacă v-am supărat cu ceva, mă bucur din toată inima. Și acum, domnule primar, făceți-vă datoria, am înțeles, dumneavoastră, că lasă nu vă recunosc, v-ați împlinit timp. Ce să fac eu de data asta, ne-a lăsat să mă întrebăm. Mă așteptăm de primar să ne vizionăm de la mine, după care o să jucăm piesa, sper că o să vă placă. Chiar am sperat să o să vă placă, dacă o să o ascultați în timp. Bine ați venit, vreau să vă mulțumesc. Să trăiesc. Sper că mă alegeți peste 10 ani la președinte, da? Nu mă alegeți, am rămas cu gura căscată să se Da, vă spuneți. Vreau să propun acordarea de cetățean de la Rașul Cotici. Domnule Florin Pierdic. Thank you.
onoarea orașului Curtici, primar Nicolae Aniței. Aniței. Vă mulțumesc. Da, dacă trebuie, doamne. Nu bani trebuie să mă hai, doamne, să nu vă dați înapoi, că se întâmplă ceva. Lasă-mă să vă pun. Asta o ridic așa ca să nu mă aștept. Sigur că am fost făcut cetățean de onoare în foarte multe orașe ale României, dar pentru că vin aici așa de rar și pentru că m-ați primit în felul acesta, trebuie să vă spun cu sinceritate. Abia aștept să arăt la toată lumea că eu sunt cel care am primit în Curtici aceste frumoase flori și acest simbol, uitați, mască care plânge, mască care râde. Și vă mulțumesc, domnule primar, și dumneavoastră, iar dumneavoastră nici nu vă mai spun că vă mulțumesc la toți. La urmă să rămâneți ca să ne îmbrățișăm. Ce ați mai vrut să spuneți? Mai dați ceva? Speranța că să fiu sănătos și că o să ne mai întâlnim și cu alte vreseluri. Domnule, voi împiesc că cu dumneavoastră cere să facem și un laudațiu. Vă fac atâtea acolo și aici. Vorbiți către publică. În primul rând vreau să vă mulțumesc foarte mult că mi-ați dat prilejul să joc în piesă alături de dumneavoastră. Așa, adică am pupă. Văd că aveți și rolul principal. Da, da. Vă sunteți pe de rost. Lăsați foarte bine scrieți-vă. Da, dragi curticeni, stimați colegi, domnule primar, maestre, îmi dați voi o singură dată. Spuneți-mi, maestre, dacă vă place de asta, mie nu-mi place, o să vă spun altă. Doamna Medea Marinescu, care e aici, așteaptă și dumneavoastră. Poți să intri, Medea, dacă vrei, până aici, ca să te vadă lumea, să te aflați. Pentru colecția de șaluri. Da. Iar că am colecție. Am glumit. Pentru vitalitatea și popularitatea actorului devenit un brand al culturii românești. Mereu între deci, pentru calitatea și popularitatea actorului devenit un brand al culturii românești. Pentru garanția creativității și actorului a actului artistic pe scenă și în film. Și nu în ultimul rând, pentru o prezență repetată și generoasă pe scena Casei de Cultură în mijlocul curticenilor. O rară vitalitate, îmi permit să spun acest lucru, el și ne demonstrat prin asta, prin ceea ce faceți și chiar acum, ce ați făcut acum, forma pe care o aveți, forma unui mare artist. Spontaneitatea și căutările unui spirit ca argintul viu. Sunteți încă așa, ca argintul viu. Rare un mare artist poate coborâ ca dumneavoastră la naturalețea și prospețimea omului simplu. La bucuria de a trăi
și la râsul optimist pe care îl aveți. Și în încheiere aș vrea să vă citesc din câteva scurte din interviuri, care sunt scurte replici ale vieții dumneavoastră de până. Dintr-un cinema am plecat să vin pe lume, zice Corintius. De la o vreme, fiecare dimineață e o victorie a vieții. Fereastra sufletului meu e mereu deschisă. Venit de priviți. Dorim piesă. Să-i dați și scumpei mele partenere, care e Medea Marinescu, și să-mi dați și mie, pentru că am să vă fac o surpriză când o să apar la televizor cântând o melodie care se cheamă Străin în noapte, pe care noi doi am înregistrat-o la un prieten al nostru compozitor, Traian Colea. Atunci am să povestesc despre dumneavoastră și am să spun o poezie a dumneavoastră și am să spun nimeni, aproape nimeni, n-a vorbit așa de emoționat, că mi-a plăcut cum ați citit. Dumneavoastră nu puteți fi onorat. Eu sunt onorat cu un poet ca dumneavoastră a citit ce a citit despre mine. Eu vă mulțumesc la toți. Pe mine te cheamă tot Florin. Să-ți fie rușine. Nu scap eu de Floritor. Domnule primar, vă mulțumesc încă o dată. Salutări de mâini, Doamne. Vă îmbrățișez cu toată dragostea și să știți că te aștept să povestesc ce minune a fost la Curtici, da? Și că m-ați primit. Asta am să spun și să spuneți minune. Să nu spuneți că aveți, că m-ați primit cu covorul roșu aici și că a fost atâta lume că a trebuit să stea mult din public, să stea cu noi pe scenă ca să nu te Adelaida, vedeți, am uitat atâtea femei care s-au meritat în fața mea. Eu vă ofer acest buchet de flori. Stați acolo că eu am să vi-l trimit prin soțul dumneavoastră, să nu-l dați la altcineva. Vă îmbrățișez și abia aștept să apar la televizor și să spun că o să mințe în ochii telespectatorilor, să vadă ce original a fost primirea mea la curte. Să vă dea Dumnezeu multă sănătate și să ne întâlnim împreună, să nu lipsească nimeni la numărătoare. Vă mulțumesc! Da.
dacă veți face zați, facem o pauză și o luăm de la început. Și să vă spun că noi jucăm deja, cum am spus, la început din multe vreme. Astăzi am avut chiar o plăcere. Mie recunosc, mie pune rușine să spun tot ce simt spun. Mi-a fost cam cald. Ați făcut căldură, mă. Dar mi-a fost cald, de-aia m-am tot tamponat. Așa de nimic, că se poate interpreta că se transpira de fericire, că am să-l doresc pe partea. Oricum vă mulțumesc foarte mult, mulțumesc și domnului Florin Ile, care a venit de la Cluj și care m-a adus cu mașina până aici, un prieten de o viață cu mine. Și mulțumesc și lui Emil Butoianu de la Nuremberg. Emile, sper că ai stat în sală și ai văzut spectacolul pentru a șasea oară. Am eu impresia că cu tot îl vezi, vrei să-mi iei locul. Vrei să înveți rolul. Iar ție îți mulțumesc că ești cu mine și că ai să mai fii, sper cât o fi eu, sănătos. Dar vreau să vă spun ceva foarte important. Vreau să vă felicit că n-aveți telefoane. Sau local, publicul a dat dovadă de așa o receptivitate. Și asta mă face pe mine să cred și să sper că lumea are nevoie de teatru aici și că lucrurile se vor întâmpla fericit de aici înainte și la Curtici, în sensul în care poate și noi, poate colegii de noi, se vor întoarce cu alte spectacole, pentru că dumneavoastră meritați spectacole bune și pentru că cred că și noi, actorii, merităm un public atât de cald și de bun ca dumneavoastră. Vă mulțumim! Spune că de mult de tot ce prost erai, că doar de fuste te țineai. Acum când totul faci cu rost, regreți că nu mai poți fi prost.